Poliția staționează într-un loc periculos și nu pornește girofarul. Deci mașina poliției e un pericol la rândul ei în trafic, creează situații de accident. În plus mai oprește și mașini, măcar șoferul ăsta a avut decența să pornească o lumină clipitoare. Poftim. O oprit și fără temei șoferul și pleacă fără să semnaleze de un loc. Să nu le zici mafie cu epoleți, dacă se comportă ca un clan mafiot.